Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Vedeți titlurile ediției. Ministerul Mediului a lansat campania de informare Fondul Național de Mediu, de la bani la acțiuni de îmbunătățire a mediului. Mai multe vă spunem la știri. La data de 1 martie, funcționarii vamali împreună cu polițiștii de frontieră au creat o adevărată sărbătoare pentru călători. Detalii în cele ce urmează. China a cerut statelor cu cele mai mari arsenale nucleare să semneze un acord. Care este textul documentului propus, vă spunem la știri externe. Potrivit reprezentanților agenției UE pentru azil, în anul 2023, puțin peste 1 milion de persoane au cerut azil în Uniunea Europeană și în țările sale partenere. Republica Moldova poate trece la votul prin corespondență la alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de către președinta Maia Sandu la un post privat de televiziune. Șefa statului a menționat că nu vede o problemă în schimbarea codului electoral într-un an electoral. În același timp, această modificare poate fi implementată doar pentru câteva țări în care există probleme cu privire la accesul la secțiile de votare. Aici cred că Parlamentul trebuie să grăbească finalizarea legii, proiectului de lege pe votul prin corespondență, așa încât măcar pentru câteva țări să putem să folosim această modalitate a votului prin corespondență. Sigur că ne-am dori să se întâmple peste tot, dar la prima etapă mă gândesc că ar trebui să se încerce acest vot prin corespondență, în special în țările cu o suprafață mai mare, unde este greu de ajuns la secțiile de vot. Deci, astea sunt lucruri pe care trebuie să le facă acum guvernul cu Parlamentul și înțeleg că există această discuție de ceva timp. Eu cred că poate fi grăbit procesul și putem să avem în acest an deja această formulă de vot prin corespondență. Maia Sandu a mai precizat că votul prin corespondență ar putea aduce mai multe voturi la referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pentru că este o decizie tare importantă pentru țară, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, este importantă nu doar pentru ziua de azi, este importantă pentru deceniile care vin, e absolut necesar ca la acest scrutin să participe cât mai multă lume, ca să fie reprezentativă această decizie, să participe cât mai multă lume. De asta a venit ideea cu alegerile în aceeași zi cu referendumul și repet de aici această idee să se încerce să se reușească și cu votul prin corespondență. Declarația șefului statului despre votul prin corespondență a stârnit discuții aprinse între reprezentanții opoziției din Republica Moldova. Votul prin corespondență anunțat de doamna care nu este responsabilă de nimic este un dezastru mai mare decât notele de la evaluarea procurorilor. De ce se apucă e dezastru. Ei fac acest lucru deoarece pentru ei voturile respective sunt suficiente să manipuleze în Canada și SUA, astfel încât Maia Sandu să câștige alegerile din primul tur. Intră oare Rusia, China sau India în categoria țărilor mari? Referendum, vot prin poștă, doar unde vrea ea, totul pentru a lua un nou mandat. Degeaba, Maia, e târziu. În același timp, liderul socialiștilor a afirmat că reprezentanții opoziției ar trebui să se întâlnească săptămâna viitoare și să discute situația actuală privind intențiile autorităților de a aproba mecanismul votului prin corespondență. Ce face Maia Sandu? Anul trecut, în luna iulie, întreprinderea de stat Poșta Moldovei declară că suspendă contactele și colaborarea cu Federația Rusă. Credeți că întâmplător? La sigur nu. Maia Sandu de anul trecut începe pregătirea de fraudare a alegerilor prezidențiale. Ei de anul trecut aveau un plan să facă votul ăsta prin corespondență doar cu țările unde vor vota pentru Maia Sandu. Eu declar public că aceste alegeri, dacă vor avea loc prin aceste metode, vor fi alegeri ilegale, anticonstituționale.
La rândul său, șeful cabinetului președintelui Republicii Moldova, Adrian Băluțel, a scris pe canalul său de Telegram că votul prin corespondență nu este altceva decât îndeplinirea uneia dintre promisiunile electorale și că această metodă este deja folosită în SUA, Canada, Austria, Germania, Letonia, Italia, Franța și România. Votul prin corespondență este un proiect pilot de îmbunătățire a procesului electoral și contribuie la o participare mai mare a cetățenilor la votare. Unii politicieni care critică votul prin corespondență arată de fapt că sunt împotriva votului oamenilor și denotă frică față de proprii cetățeni. Am contactat responsabilii administrației prezidențiale pentru o reacție la spusele reprezentanților opoziției, însă cei de la serviciul de presă al instituției ne-au comunicat că nu vor comenta aceste declarații. Regiunea transnistreană nu mai este controlată în totalitate de Federația Rusă. O declarație în acest sens a fost făcută de către vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrean într-un interviu acordat presei române. Potrivit oficialului moldovean, apariția mai multor centre de putere concurente la Tiraspol este, cităm, un simbol al slăbiciunii, al sfârșitului și al colapsului. Se vede foarte bine că s-a produs datorită agresiunii ruse în Ucraina un anumit dezechilibru în Tiraspol și că sunt mai multe centre de putere concurente. Apariția mai multor centre de putere concurente este și un simbol de slăbiciune, un simbol de sfârșit, de colaps. Sigur că Federația Rusă controla aproape în totalitate lucrurile în regiunea transnistreană. Cred că în momentul de față nu mai putem vorbi de un control total, inclusiv datorită poziționării geografice a regiunii. Comentând ultimul congres de la Tiraspol, Oleg Serebrean a remarcat că apelul către Rusia de ajutor este o operațiune de mascare a problemelor economice cu care se confruntă regiunea transnistreană. Reamintim că oficialul a comparat politica autorităților moldovenești în ceea ce privește soluționarea problemei transnistrene cu genocidul. Vă abritiți внимание, ca isterică, буквально... Atrageți atenția la isteria care s-a declanșat în mass media din țările străine. Sunt sigur că scopul așa zisilor blogeri, așa zisei media, a fost unul singur, să perturbe Congresul Deputaților de toate nivelurile, să sperie oamenii, să-i reducă la tăcere. Nu este corect. Vocea regiunii transnistriene trebuie auzită și este necesar să vorbim despre libertățile noastre, despre drepturile pe care le avem. A своих свободах, a своих правах. Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în timpul vizitei sale în Albania, a remarcat faptul că Chișinăul intenționează să continue să adere la o soluționare pașnică a problemei transnistrene. Moldova is safe today. Moldova este acum în siguranță datorită curajului soldaților ucraineni, cărora le suntem recunoscători. Republica Moldova este angajată pentru o soluționare pașnică a problemei transnistrene. Este ceea ce face guvernul moldovean în fiecare zi, în special reintegrarea economiei țării cu pași mici. Is making small steps for the economic reintegration. Totodată, experții au comentat congresul de la Tiraspol. De exemplu, fostul ministru al apărării Anatol Șalaru spune că rezultatele evenimentului sunt un balon de săpun. Ei nu participă la viața politică a Republicii Moldova, la viața socială, la luarea deciziilor, așa că pot protesta acolo, dar aceasta nu afectează Chișinăul oficial. Ei nu pot bloca drumurile pentru că ele nu trec prin Transnistria. Aceasta este un balon de săpun care a izbucnit astăzi și va fi uitat în 3-4 zile pentru că, desigur, principala persoană din spatele acestuia este șeful șerifului, care își pierde paradisul fiscal. De asemenea, cei de la Partidul de la Guvernare au declarat că este puțin probabil să ne așteptăm la amenințări militare din partea regiunii transnistrene. Reieșind din informațiile pe care le dețin, unitățile armate de pe malul stâng al Nistrului nu au un potențial militar serios, ca să nu mai vorbim de faptul că natura războiului din Ucraina a demonstrat tehnologii de ultimă generație, o gamă largă de arme și așa mai departe. Dar aș vrea să fiu înțeles corect. Toate acestea se aplică unei situații în care Rusia este departe. Pe malul stâng
stânga au pornit un zvon că va fi mobilizare. Încotro s-au repezit oamenii. Aceștia s-au grăbit să ajungă pe malul drept pentru a scăpa de mobilizarea de pe malul stâng. На правый берег ломанулись люди удирать от мобилизации на левом берегу. Reamintim că în urma congresului de la Tiraspol a fost adoptat textul unei rezoluții în care așa zisele autorități de acolo intenționează să lanseze un apel către toți partenerii internaționali cu o cerere de influențare a oficialilor Republicii Moldova. Vorbim despre Consiliul Federației și Duma de Stat a Federației Ruse, ONU, OSCE, adunarea parlamentară a CSI, participanți la forumul de negociere 5+2, Parlamentul European și reprezentanții Crucii Roșii. 90% din timpul șefului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este petrecut răspunzând la zvonurile care se răspândesc pe Telegram, iar procentul de informații false de acolo este exact același. Andrei Spânu a făcut o declarație în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Cred că trebuie să creștem un pic maturitatea noastră ca și societate, și nu mă refer doar la jurnaliști, dar și mediul politic și societatea civilă și oameni. Pe bune, să ne oprim, să comentăm zilnic, oră după oră, zvonistica care apare pe, în mod special pe aceste canale de Telegram, care, unu, sunt anonime și, doi, 90% din ce scriu acolo este fals. Este fals și poate fi verificat de fiecare dată. Da, evident că cea mai bună propagandă este cea care conține pe alocuri și un pic de adevăr. Dar în mare parte, eu știți cum, deja am ajuns în situația și la minister, dar și la emisiuni, 90% din timp să răspund la tot felul de prostii. Totodată, ministrul Spânu a comentat protestele transportatorilor. Noi va trebui să atragem fonduri europene în acest sens. Dar pentru atragerea fondurilor europene sunt și anumite politici de mediu pe care trebuie să le includem în acest program. Și un pic durează, este adevărat. Dar încolo mergem și noi cu siguranță vrem să ajutăm acest transport public. Dar repet, acest sector este gestionat de privați, nu este de stat. Deci ei au venit până la modificarea acestui cod, dreptul de a solicita deschiderea de rute îl aveau doar privații, doar operatorii. Nu avea dreptul ministerul, nu avea dreptul primăriile, doar ei. Toate solicitările de deschidere a rutei au venit de la ei. Dacă totul este atât de rău, cum spun ei, de ce au solicitat deschiderea de rute? De ce nu renunță la autorizații? Să vină la ANTA să spună, oameni buni, eu nu mai vreau să fac această rută că nu merit. Cât despre anularea licitației deschise pentru concesionarea parțială a spațiilor comerciale pe aeroportul internațional Chișinău, Andrei Spânu a declarat că și el așteaptă rezultatele anchetei interne pe care a dispus-o premierul Dorin Recean. Toată această discuție și panică în jurul acestei licitații, din punctul meu de vedere, este pornită, lansată, coordonată de acel grup criminal care controlează acum acele spații. Iar președintele Maia Sandu, discutând despre o posibilă concesiune integrală a aeroportului, a cerut tuturor celor care abordează subiectul să se abțină de la populisme. Nu există o decizie de concesionare, dar vreau să vă rog să nu alunecăm în populism. Nu era nicio problemă dacă în 2014 sau 2013, când s-a întâmplat, aeroportul era concesionat unei companii serioase, unui aeroport din Uniunea Europeană, de exemplu, dintr-un oraș din Uniunea Europeană, și dacă se făceau investiții și dacă se administra corect. Deci nu era nicio problemă. A fost o problemă mare că acest aeroport a fost concesionat unei grupări criminale, unei grupări corupte. Zilele de concediu anual acumulate, dar neutilizate de către angajați timp de 2 ani vor fi considerate stinse. Aleșii poporului au operat modificări la legislația actuală a muncii, la inițiativa guvernului, în cadrul ședinței din 29 februarie. Totodată, potrivit noilor modificări, angajatorul la sfârșitul anului calendaristic este obligat să informeze salariatul înscris despre numărul de zile de concediu anual acumulate și neutilizate, data expirării acestora și, de asemenea, să solicite angajatului să folosească aceste zile de concediu pe baza unui program stabilit în comun. 1. Suntem conștienți că de-a lungul anilor, din diferite motive, s-au acumulat foarte multe zile de concediu nevalorificate. Doar un calcul simplu la nivel de administrație publică centrală ne arată că în administrația publică centrală sunt nevalorificate 820.000 de zile de salariu, de concediu, mă scuzați. 820.000 de zile
de concediu. Există angajați care nu au beneficiat de un concediu din 1997. La guvern, noi, prin metode administrative, rugăm conducătorii instituției să planifice valorificarea prin concediu a acestor zile deja. Ceea ce introducem prin lege este că aceste zile urmează să fie valorificate până în 2029. Artur Mija a menționat că modificările operate la codul muncii sunt menite să sporească atractivitatea serviciului public. Ceva mi spune, știu absolut că specialiștii nu vin să lucreze la tine, nu pentru că ar fi o problemă de salariu sau un fel de proceduri, ci pentru că sunt interesați de calitatea funcționarilor guvernamentali și de politicile acestora. Dar cu toate acestea, din câte am înțeles, acest proiect prevede cheltuieli bugetare suplimentare. Vă rugăm să exprimați cifra pe care bugetul va trebui să o cheltuiască pentru a utiliza acest proiect în practică. N-am înțeles totuși care statistici ale guvernului confirmă informațiile dumneavoastră. Noi înțelegem că există mult spațiu de îmbunătățire pentru a dezvolta sistemul managementului funcției publice și facem eforturile necesare. Această lege vine să simplifice modul în care tinerii specialiști, funcționarii publici au posibilitatea să se dezvolte în cadrul sistemului și să contribuie astfel încât cetățenii să beneficieze de servicii mai bune. Ar exista câteva cheltuieli, dar trebuie să înțelegem că aceste cheltuieli presupun și o mărire a salariilor persoanelor de conducere care devin funcționari publici de conducere de nivel superior. Об эффективности управления и желании управлять мы видим, что вы до сих пор не способны ответить на элементарный вопрос, который касается этого проекта. 4 миллиона. În cadrul ședinței a fost adoptat în primă lectură un alt proiect de lege care are drept scop modificarea codului muncii. Autorii proiectului au operat schimbări semnificative în problemele angajării copiilor. Astfel, unui copil îi se va permite să încheie un contract individual de muncă înainte de împlinirea vârstei de 15 ani cu acordul înscris al părinților sau al reprezentanților legali pentru a efectua lucrări ușoare. Proiectul de lege prevede și majorarea amenzelor de la 75.000 de lei pentru utilizarea muncii copiilor în sectorul informal. O altă modificare se aplică femeilor însărcinate, femeilor care au născut recent și celor care alăptează. Acestea vor putea lucra noaptea, în zilele de repaus și în sărbătorile nelucrătoare numai din propria inițiativă, pe baza unei cereri scrise cu prezentarea unui raport medical privind starea de sănătate. În plus, se preconizează introducerea unui nou tip de concediu. Angajații care au un membru de familie grav bolnav și care are nevoie de îngrijire vor putea beneficia de concediul social fără plată cu durata de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Scântei la ședința CMC de joi, subiectul disputelor a fost revenirea lui Andrei Pavaloi la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Municipiului Chișinău, doar că de această dată nu în calitate de șef și de director adjunct. Se întâmplă la o lună distanță după ce Pavaloi a fost demis. În debutul ședinței, președinta fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa, a menționat că Andrei Pavaloi, timp de o săptămână, ar fi trecut un concurs care nu ar fi fost anunțat și făcut public. În apărarea lui Pavaloi a intervenit Corneliu Pântea, vicepreședintele fracțiunii MAN din CMC, care a și condus ședința de joi. Timp de o săptămână a trecut foarte repede un concurs care nu a fost publicat și a fost numit în funcția de director adjunct a direcției. Vorbim despre acea netransparență. Exact ca și la voi, doamna Popa, așa că vă mulțumesc pentru intervenție. Ulterior, la tribuna CMC a venit și Andrei Pavaloi, care a prezentat 3 proiecte de decizie, moment în care ultimul a și răspuns acuzațiilor Zinaidei Popa. Dumneavoastră sunteți astăzi director adjunct la direcție? Șef adjunct, exact. Șef adjunct. Cum dumneavoastră ați aflat de desfășurarea concursului? Cum s-a desfășurat concursul? Că nicăieri nimic nu este public, este legea cu privire la desfășurarea concursurilor publice. Nu, doamna Popa, eu știți cum am aflat? Eu nu consult doar platformele PAS, dar mă uit și pe alte platforme.
Domn Pavel. Uitați-vă și dumneavoastră platforma primăriei și o să vedeți acolo este plasat anunț despre funcția vacantă. Și de această dată, mai mulți consilieri MAN s-au exprimat în favoarea lui Pavalui și i-au amintit Zinaidei Popa de funcția de la Moldexpo pe care actualmente o deține. Doamna Popa, când ați vă exprimați cum a fost eliberat la Moldexpo, director, atunci să aveți drept să vă exprimați pe cauza asta. Noi știți foarte bine situația, numirea noastră în funcție este mult mai dubioasă decât cazul despre care vorbiți dumneavoastră. Și dacă domnul Pavaloi nu are din ce profita, neastră, în cazul dat, aveți. Haideți fără atac la persoană. În ședință, la rând, dumneavoastră faceți atacuri la persoană. Eu? Aveți un limbaj și de ce? Și acum dumneavoastră îmi spuneți prin ce am avut eu atac la persoană. Amintim că încă în luna ianuarie, Ministerul Educației condus de Dan Perciuna a emis o circulară în care se anunță că din totalul celor 35 de șefi în direcțiile educație din raioanele și municipiile țării, doar 10 își vor păstra funcțiile. Restul 25 au fost sau urmează să fie concediați după ce au intrat în vigoare noile prevederi ale Codului Educației. Șeful Direcției Educație a municipiului Chișinău, Andrei Pavaloi, se numără printre șefii demiși. Pavaloi a spus că își va apăra funcția considerând că o deținea legal. Vineri în capitală a fost lansată campania de informare Fondul Național de Mediu, de la bani la acțiuni de îmbunătățire a mediului. Evenimentul a avut loc la Ministerul de Resort. Dorim să desfășurăm această campanie și anume prin intermediul tuturor canalelor pentru a contribui la îmbunătățirea mediului înconjurător, pentru a îmbunătăți și a atrage acele persoane care sunt interesate. Dar vă îndemnăm să nu doar să vă informați, dar într-adevăr și să acționați. Cei mai mari multe proiecte care au fost selectate țin de managementul integrat al deșeurilor, care sunt 45 de proiecte, urmează protecție și gestionarea resurselor de apă, 28 de proiecte, biodiversitatea, 12 proiecte și schimbările climatice, 22 de proiecte. Pentru anul acesta, din Fondul Național de Mediu, sunt alocate 175 de milioane de lei pentru aceste proiecte care au fost selectate, din care include și partea proiectelor apă și canalizare care sunt cu istorice din 2014-2015, care trebuie și acelea definitivate până în 31 mai 2024. Totodată, nu doar reprezentanții apeleurilor sunt îndemnați să se implice, dar și simplii cetățeni. Noi dorim ca nu doar autorități publice și ONG-uri să sensibilizeze, dar și cetățenii, pentru că fiecare proiect care va ajunge localitatea sa va fi un proiect pentru cetățeni, în special dacă să vorbim de managementul integrat al deșeurilor, orice gunoi este lichidat înseamnă și un mediu mai bun și mai sănătos pentru fiecare cetățean în localitățile noastre rurale. De asemenea, sursele de apă curățite sau contextul de împădurire a localității, creare de parcuri în localități, ar fi un aspect pozitiv pentru localitate, iar sensibilizarea fiecărui cetățean împreună cu autoritățile publice și ONG, cred că ar fi o prioritate la nivel național pentru fiecare din noi. Potrivit directorului ONIP, responsabilii au selectat 107 proiecte cu o valoare totală de 240 de milioane de lei pentru o perioadă de implementare de cel mult 34 de luni. Benzina se scumpește nesemnificativ, iar motorina scade în preț. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noi prețuri plafon la carburanți valabile pentru weekend și luni. Astfel, benzina se scumpește cu un ban și va putea fi comercializată la un preț maxim de 25 de lei și 13 bani. La rândul său, motorina se ieftinește cu 12 bani. Astfel, un litru de motorină va putea fi comercializat la un preț de 22 de lei și 39 de bani. Persoanele care suferă de tuberculoză și urmează tratamentul în condiții de ambulatoriu vor beneficia gratuit de un card bancar, cu ajutorul căruia își vor putea procura produse alimentare din orice magazin din țară, care dispune de terminalul de plată. În acest sens, Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat 1,2 milioane de lei către 41 de instituții medicale din țară pentru a acoperi cheltuielile ce țin de transport și produse alimentare acestor categorii de pacienți.
Potrivit directorului general al CNAM, dacă anterior persoanele care suferă de tuberculoză dețineau tichete alimentare și mergeau cu ele la o singură unitate comercială, de acum încolo, datorită noului mecanism de acordare a locațiilor, aceștia vor primi pe card câte 53 de lei pe zi pentru a-și procura produse alimentare. Deci acest card va permite doar procurare de produse alimentare în orice rețea comercială. Și la fel pe card va primi 150 de lei pe lună pentru restituirea cheltuielilor pentru transport suportate de către pacient. Totodată, banii vor fi transferați acestor categorii de pacienți în fiecare lună de către instituțiile medicale care duc evidența persoanelor bolnave de tuberculoză și au încheiate contracte cu CNAM. Cardurile urmează a fi deservite gratuit, iar pacienții trebuie să respecte cu strictețe tratamentul pe durata unei luni. E vorba de 41 de instituții, într-adevăr, toate spitalele raionale din Republica Moldova și toate asociațiile medicale teritoriale din Chișinău, Asociația Medicală Teritorială Botanică, Buican, Centru, Ciocana, Rășcani. Scopul pentru care a fost făcută această modificare a fost iarăși debirocratizarea. Anterior erau situații când pacienții nu puteau să primească tichetele acestea de masă pentru că nu se desfășura procedura de achiziții publice, agenții economici ori făceau contestații unul la altul, ori în general nu participa nimeni, deci acum o să fie mult mai ușor. Noul mecanism oferă o modalitate mai rapidă și mai convenabilă de a beneficia de ajutorul financiar necesar pentru motivarea pacienților în efectuarea tratamentului, fapt ce va contribui la o administrare mai eficientă a resurselor respective. Potrivit directorului general al CNAM, în total pentru anul 2024 sunt alocate circa 15 milioane de lei pentru restituirea cheltuielilor necesare pacienților care suferă de tuberculoză. În prezent, 1800 de persoane din Republica Moldova sunt diagnosticate cu această boală infecțioasă. Aproximativ 165.000 de apeluri au fost efectuate la serviciul 112 pentru luna februarie. Potrivit reprezentanților numărului unic de apel, 97.000 de solicitări au fost reale, iar altele 67.000 au fost non-urgente. O creștere în luna precedentă a fost înregistrată în cazurile solicitărilor ce țin de incendii. Solicitările de incendii au crescut cu aproximativ 30% comparativ cu luna ianuarie. Media zilnică înregistrată la numărul unic de urgență 112 reprezintă un număr de 23 de apeluri privind acest index de caz. În această perioadă au fost recepționate 675 de solicitări de incendii, dintre care 316 reprezintă cazurile incendii de vegetație uscată și 238 de cazuri de incendii de locuințe. Un alt indice care a crescut în luna februarie reprezintă solicitările în cazul copiilor care s-au îmbolnăvit, mai spun reprezentanții serviciului 112. Am avut chiar solicitări de care au depășit cifra de 400 de cazuri zilnic la serviciu 112. Media pentru luna februarie, reprezentând cazul de copii bolnavi, este de 390 de solicitări și la fel este în creștere comparativ cu luna ianuarie. Și în luna februarie, astfel de solicitări au fost înregistrate în jur de aproximativ 10.000 de solicitări. Potrivit reprezentanților 112, simptomele cele mai des anunțate la copii au fost febra, senzația de vomă și amețelele. În context, părinții, dacă observă astfel de simptome la micuții lor, sunt îndemnați să apeleze imediat la numărul unic de urgențe. Pasagerii care au sosit în prima zi a primăverii la aeroport au fost întâmpinați cu mărțișoare. Funcționarii vamali împreună cu polițiștii de frontieră au creat o adevărată sărbătoare pentru călători. Potrivit serviciului vamal, prin această acțiune, instituția și-a propus ca mărțișorul să devină un ambasador al culturii și al tradiției naționale în multe țări ale lumii. Este deja o frumoasă tradiție de ani de zile. Serviciul Vamal participă la această frumoasă tradiție de a oferi simbolul primăverii, mărțișorul, și în acest an, ca de fiecare dată, funcționarii vamali la frontieră oferă mărțișoare tuturor cetățenilor și agenților economici care traversează prin posturile vamale de frontieră pentru a sărbători venirea primăverii, pentru a sărbători pacea și speranța. La rândul lor, pasagerii sosiți pe aeroportul internațional Chișinău, deși inițial au fost uimiți de modul în care au fost întâmpinați, ne-au mărturisit că este o acțiune care chiar le-a creat o dispoziție pe măsură. Este o acțiune minunată. E prima zi de primăvară și ne-a creat dispoziție. Ce înseamnă? O zi nouă, viață nouă, nu știu, bucurie.
Dar acest mărțișor v-a surprins, nu v-a surprins? Ce? Da, normal. Este ceva ok, că felicită doamnele. Ia tocazată, că e acție. Sunt doar pentru astfel de acțiuni care, în primul rând, îți creează o bună dispoziție, iar prima zi de primăvară mereu este legată de speranțe la zile mai bune, mai calde și la gânduri de pace. Și dacă la sosire pasagerii erau întâmpinați de către reprezentanții serviciului Vamal și ai poliției de frontieră, la plecare pasagerii au fost felicitați de către angajații aeroportului, care la fel au împărțit mărțișoare. Felicitări prima zi de primăvară! Este un gest foarte plăcut și sper să avem parte mai des de așa ceva. A fost neașteptat, dar foarte plăcut. Este foarte frumos, foarte frumos. Chiar ne-a creat o bună dispoziție. Mulțumesc mult! Să aveți dispoziție bună, primăvară și numai bine! Potrivit serviciului Vamal, angajații instituției au împărțit mărțișoare la toate posturile vamale de la frontieră pe tot parcursul zilei de 1 martie. Urmează o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți aproape! Un mărțișor, doar că mai puțin obișnuit, primit în dar și de la Banca Națională a Moldovei. Pe data de 1 martie a fost pusă în circulație o monedă comemorativă de 50 de lei, dedicată simbolului primăverii. Proiectul a fost lansat ca parte a seriei Sărbători, Tradiții, Obiceiuri. Moneda, mărțișorul, simbol al primăverii, este din argint, are un design colorat și a fost emisă într-un tiraj de 1200 de exemplare, a informat Banca Națională. Este ambalat într-o capsulă transparentă și o cutie cadou, însoțită de un certificat de autenticitate cu un cod QR, care la scanare redirecționează către site-ul Băncii Naționale spre informații despre caracteristicile monedei. Certificatul de autenticitate a fost semnat de către președintele Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, care i-a felicitat pe moldoveni cu sărbătoarea începutului primăverii. Astăzi, Banca Națională a Moldovei va aduce un mărțișor mai deosebit. Este mai mult decât o lucrare din metal prețios. Mărțișorul este inclus în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Sperăm ca moneda să vă aducă bucurie și să vă amintească de frumusețea și bogăția tradițiilor neamului nostru. Vă îndemn să valorificăm acest simbol inedit care ne leagă prin tradiție. Maestrul Eugen Doga este sărbătorit în prima zi a primăverii. Marele compozitor a ajuns la vârsta de 86 de ani. O felicitare neobișnuită i-au pregătit polițiștii de frontieră. Orchestra instituției a cântat și a dansat cel mai faimos vals al compozitorului în parcul Valea Morilor din capitală. Amintim că valsul lui Eugen Doga din filmul Dulcea și Tandra mea fiară este recunoscut de UNESCO drept una dintre cele patru capodopere muzicale ale secolului al XX-lea. Maestrul Eugen Doga s-a ales de-a lungul vieții cu nenumărate distincții, printre care titlul onorific Artist al Poporului. A fost decorat cu Ordinul Republicii, a primit Ordinul pentru Merite în fața Patriei acordat de Rusia, Ordinul Românesc Steaua României, Ordinul Național Serviciul Credincios și Ordinul Dinamo România în grad de comandor. Medalia Mihai Eminescu și medalia de aur Omul secolului 20, SUA 1998. Pe data de 1 martie, un fragment din gândurile sale a fost publicat pe pagina de Facebook a compozitorului.
Un artist, un om, se formează sub pieptul mamei, în burta celei care i-a dat viață. Dar mai este o condiție căreia eu așa și nu i-am găsit răspuns. Mediul. Uitați-vă, așa și nu știu să-i explic de ce pe unul îl atrage un mediu, pe altul mediul acesta nu-l aranjează și el se alătură altuia, care deseori duce în nicăieri. Mie îmi plăcea lumea cutezătoare, visătoare, curioasă, necunoscută, romantică. Eugen Doga s-a născut la data de 1 martie 1937 în satul Mocra din regiunea Transnistreană. A absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, Conservatorul și Institutul de Artă Gavril Muzicescu. Este autorul a numeroase lucrări muzicale pentru scenă, cinema și teatru, inclusiv Imnul Chișinăului, oraș în care o stradă este numită în cinstea sa. Mirii ar trebui să meargă în satele Topala, raionul Cimișlia, Red, Cerșnovăț, Soroca sau Maramonovca, raionul Drochia, pentru a căuta mirese. Se întâmplă deoarece anume acolo există cel mai mare dezechilibru din țară între numărul de bărbați și de femei, cele din urmă fiind în majoritate. Informația a fost prezentată de către expertul Veaceoslav Ioniță în cadrul unei noi analize economice dedicate sărbătorilor de primăvară. Conform datelor oficiale, în general, în Republica Moldova sunt mai multe femei decât bărbați, dar sunt localități care dețin recordul. Mai departe, deja vedeți topul. Ei, că doamne, sunt mai multe, cum ar fi la noi, clar. Dar să știți că avem în Republica Moldova și localități unde categoric sunt cu mult mai mulți bărbați decât doamne. Primul este Ivancea Orhei, apropo, e sat foarte mare. Chiar mi-e curios ce se întâmplă acolo în Ivancea, 132 de bărbați la 100 de doamne. Dacă vreau un băiat în soare din Ivancea, o poate face numai la Orhei sau la Chișinău, numai nu în Ivancea, că nu sunt fete acolo. Cătălieni Hâncești, 124, și vezi Căuți Florești, 121. Mai departe topul îl vedeți. Ionița a prezentat și statistici oficiale. De exemplu, el a remarcat că în sectorul real al economiei sunt cu aproape 5,5% mai multe femei cu studii superioare decât bărbați. Totodată, expertul a făcut public și un grafic al așteptărilor salariale. Cel mai tare ce mă uimește, 26-55 de ani. Deci, doamnele care sunt în vârstă activă, doamnele care sunt, de fapt, când ele au cel mai mare necesar, cum discutam cu acest loc, doamne, zic, uite ce am descoperit eu și a rămas uimită, zic, la noi nu-i de ajuns că doamne au un salariu mai mic, dar ele și-au așteptări mai mici ca bărbații și aceste așteptări sunt foarte strict determinate de vârstă. Expertul s-a referit și la dezechilibrul salariilor. Astfel, în medie, salariile bărbaților în anul 2022 au fost cu 1,8% mai mari decât ale femeilor. Nu este o discriminare, ține, dacă vă aduceți aminte, am vorbit de profesiile unde lucrează mai mulți bărbați și profesiile unde lucrează mai mult doamne. Din nefericire, doamnele lucrează la profesii care necesită studii superioare, doamnele au studii superioare, doamnele sunt angajate cel mai mult, numai că profesiile la care ele lucrează, din păcate, nu intră în topul profesiilor cel mai bine plătit din Republica Moldova. Continuăm ediția cu știri externe. China a cerut statelor cu cele mai mari arsenale nucleare să semneze un acord cu privire la utilizarea armelor nucleare neprevăzute unul împotriva celuilalt. Propunerea vine din partea lui Xun Xiaobo, directorul general al Departamentului de Control al Armelor din cadrul Ministerului Chinez de Externe, la conferința pentru dezarmare de la Geneva, relatează Reuters. Rusia și Statele Unite dețin cele mai mari arsenale nucleare din lume. În același timp, atât China cât și India sunt singurele state nucleare care aderă oficială la o politică de renunțare la prima utilizare, scrie Reuters. Sun Xiaobo a cerut controle universale, nediscriminatorii și neproliferative ale exporturilor pentru a aborda preocupările de securitate la nivel mondial și pentru a promova o mai mare conformitate biochimică pentru a menține credibilitatea sistemului tratatului de control al armelor. În plus, diplomatul chinez consideră că este necesar să se acorde atenție dezvoltării normelor internaționale și să contracteze noile provocări științifice și tehnologice în domeniul precum inteligența artificială, spațiul cosmic și spațiul cibernetic.
Anterior, șeful Comitetului de Informații al Camerei, Mike Turner, a anunțat o amenințare serioasă la adresa Securității Naționale a SUA, deoarece, potrivit informațiilor, Rusia intenționează să lanseze arme nucleare în spațiu. Președintele rus Vladimir Putin a comentat această acuzație în timpul adresării sale către Adunarea Federală. El a numit declarațiile autorităților americane o păcăleală, menționând că, în acest fel, Washington vrea să implice Rusia în niște negocieri în favoarea sa. Putin a adăugat că Moscova este pregătită pentru dialog cu Statele Unite pe probleme de stabilitate strategică, dar trebuie să se acționeze în așa fel încât să includă interesele și securitatea Rusiei. China se opune ferm planurilor SUA de a vinde arme insulei Taiwan. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing de presă de către reprezentantul oficiului Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze pentru afaceri în Taiwan, Zhu Fenglian. Anunțul vine după decizia Departamentului de Stat de a aproba cererea insulei de modernizare avansată a sistemului de comunicații de date tactice de 75 de milioane de dolari. Pachetul va include receptoare ale sistemului de poziționare globală, echipamente de comunicații și servicii tehnice. Acesta este al 13-lea document de acest gen pe perioada administrației Biden și primul de la schimbarea șefului administrației taiwaneze. Potrivit lui Zhu Fenglian, furnizarea de sisteme militare către Taiwan încalcă principiul unei singure Chine și prevederile celor trei comunicate comune chino-americane. SUA ar trebui să înceteze să furnizeze sisteme militare Taiwanului, mai spune oficialul. I-a cerut de asemenea Partidului Democrat Progresist să înceteze acțiunile care amenință pacea și stabilitatea pe ambele maluri ale strâmtorii Taiwan. Senatul SUA a adoptat joi cu majoritatea democrată un proiect de lege privind cheltuielile temporare pe termen scurt pentru a evita un blocaj parțial al guvernului. Înainte ca proiectul de lege să fie examinat în Senat, acesta a fost aprobat de Camera Reprezentanților. 320 de congresmeni au votat pentru proiectul de lege, iar 99 împotrivă. Documentul prevede o altă prelungire a finanțării guvernamentale temporare până în perioada 8-22 martie, pentru a preveni un blocaj. Finanțarea pentru o serie de ministere se va menține până pe data de 8 martie. Legislatorii au timp până pe 22 martie să decidă cu privire la finanțarea Pentagonului, ramurii legislative și a operațiunilor de peste mări pentru anul fiscal 2024, precum și a Ministerelor Muncii, al Sănătății și al Servicii Umane, Educație, Securitate de Stat și Securitate Internă. Proiectul de lege urmează să fie ratificat de către președintele Joe Biden. Acordul de prevenire a blocajului nu include finanțarea la frontieră și ajutorul extern pentru Ucraina, Israel și Taiwan. Donald Trump a spus că va face recurs la decizia unui judecător din Illinois care îi interzice să intre în cursa prezidențială din partea republicanilor. Judecătorul a decis că fostul șef de la Casa Albă ar trebui să fie descalificat și scos din buletinul de vot din 19 martie, din cauza rolului său în atacul asupra Capitoliului, care a avut loc la data de 6 ianuarie 2021. Această decizie a fost acum suspendată în așteptarea apelului lui Trump. În plus, Curtea Supremă a SUA a declarat că va lua în considerare afirmația fostului președinte că are imunitate de urmărire penală pentru că a încercat să deturneze rezultatele alegerilor din 2020. În anul 2023, puțin peste 1 milion de persoane au cerut azil în Uniunea Europeană și în țările sale partenere, Elveția și Norvegia. Aceasta este cea mai mare cifră de la criza migrației de acum 10 ani. Datele noi au fost publicate de către reprezentanții Agenției UE pentru azil. Germania a primit peste 330.000 de cereri, în Franța au fost depuse 167.000, în Spania 162.000, iar în Italia 136.000 de cereri, iar Cipru a primit cel mai mare număr de cereri pe cap de locuitor. Majoritatea solicitărilor, ca și în anii precedenți, au fost depuse de către persoane din Siria și Afganistan. Numărul solicitanților de azil palestinieni a crescut la un nivel record în urma invadării Israelului de către Hamas. După criza
din 2015-2016, Uniunea Europeană și-a consolidat securitatea frontierelor sale externe. De asemenea, a încheiat acorduri cu unele țări din Orientul Mijlociu și Africa de Nord pentru a reduce migrația ilegală. Măsura a funcționat o vreme, dar după pandemie, migranții au dat busna în Europa. În luna decembrie a anului trecut, țările UE și Parlamentul European au revizuit radical legile privind migrația. Ei au convenit să accelereze controlul migranților fără acte, să deschidă centrele de detenție la frontieră și să îi expulzeze mai rapid pe cei cărora li se refuză azilul. De asemenea, potrivit noilor reguli, țările ar putea să nu accepte refugiați. Ulterior, însă, trebuie să plătească despăgubiri către fondul UE. Parlamentul European a aprobat în primă lectură un nou proiect de lege care vizează îmbunătățirea siguranței rutiere în întreaga UE. Directiva va introduce, printre altele, echivalentul unui permis de conducere digital accesibil de pe un telefon mobil, iar șoferii fără experiență vor fi supuși unei perioade de probă de a conduce automobilul de cel puțin 2 ani. Am adoptat cele mai bune practici ale diferitelor state membre ale UE și acum le aplicăm parțial în toată Europa. În Germania, de exemplu, există condusul asistat, ceva ce pot face cu copiii mei, care îi ajută pe șoferii începători să învețe să conducă mai bine. În Spania este vorba despre controle medicale, care sporesc siguranța și securitatea. Și ne-ar plăcea să vedem asemenea măsuri la fiecare 15 ani. Valabilitatea permiselor de conducere pentru motociclete, mașini și tractoare va fi de 15 ani, iar pentru camioane și autobuze, 5 ani. Printre inovațiile propuse se numără și posibilitatea de autoevaluare a aptitudinii de a conduce. Deputații au fost de acord să lase țărilor UE să decidă dacă autoevaluarea ar trebui să fie înlocuită cu un examen medical. Peste 20.000 de oameni mor pe drumurile din UE în fiecare an. Anterior, Parlamentul European a aprobat o directivă care propune privarea de permise de conducere în întreaga UE pentru conducerea în stare de ebrietate și cu viteză. Proiectul de lege va fi examinat de noul Parlament după alegerile europene care vor avea loc în perioada 6-9 iunie. Milioane de germani se confruntă cu probleme din cauza grevei lucrătorilor din domeniul transportului, care cer salarii mai mari. Acțiunea va dura 2 zile. Greva a creat probleme pentru milioane de oameni. Autobuzele și tramvaiele nu ies din depouri, iar metrourile nu mai circulă. Acțiunea lucrătorilor din transportul public s-a extins și în cele mai mari orașe din țară, inclusiv în capitala Berlin. În același timp, sindicatele cer salarii mai mari și condiții de muncă mai bune. Desigur, trebuie să înțelegem ambele părți. Oamenii care activează în sectorul transportului public din orașul Köln își doresc să primească un salariu decent și, în consecință, se comportă în felul acesta. Consider că nu este corect față de oamenii care călătoresc cu transportul public. Ei mereu se contrazic și protestează. Sindicatul lucrătorilor din domeniul serviciului a declanșat o grevă de avertisment. Pe lângă salariile mai mari, greviștii cer să li se ofere zile libere suplimentare pentru munca în ture și în cea de noapte. Franța a interzis marți utilizarea unor termeni precum friptura și șunca pentru produsele proteice pe bază de plante, aceasta fiind a doua încercare a guvernului de a reglementa piața pentru așa numitele produse din carne alternative. Guvernul încearcă astfel să liniștească producătorii din industria cărnii, care au participat cel mai activ la protestele fermierilor, relatează Reuters. Această decizie a fost luată ca răspuns la o cerere de lungă durată din partea industriei cărnii. Ei sunt de părere că apariția termenilor, precum șuncă vegetariană sau cârnaț vegan pe etichete, provoacă confuzie și induce în eroare consumatorii. Cu toate acestea, hotărârea permite ca unele produse care conțin cantități minime de ingrediente din plante să-și păstreze etichetele. Printre acestea se numără, de exemplu, cârnații merghez sau cordon bleu. Amenzile pentru încălcarea noilor reguli de etichete variază de la 1.500 de euro pentru persoane fizice, la 7.500 de euro pentru companii. Cu toate acestea, producătorilor li se acordă un an pentru a vinde stocurile existente înainte de aplicarea sancțiunilor bănești. Președintele francez Emmanuel Macron a participat la inaugurarea unui sat olimpic în suburbia Parisului Saint-Denis, acolo unde vor fi găzduiți participanții la Jocurile Olimpice, care vor avea loc în capitala Franței în această vară.
Lucrările la construcția satului olimpic însumează aproape 2 miliarde de euro. Complexul este format din 82 de clădiri. Potrivit estimărilor, satul olimpic va putea găzdui aproximativ 14.500 de sportivi și reprezentanți ai peste 200 de delegații naționale. Vorbind la ceremonia de deschidere, Macron a subliniat că unul dintre aspectele pozitive ale jocurilor ar fi reducerea nivelului de poluare în râul Sena și a promis că va înnota personal în apele fluviului. Jocurile olimpice de vară vor avea loc la Paris în perioada 26 iulie-11 august. Oamenii de știință britanici au creat Adidas 3D. Pantofii se adaptează după dimensiunea piciorului, te anunță despre creșterea în greutate și chiar reglează transpirația. Pe tălpile Adidas-ilor sunt instalați senzori speciali care colectează toate datele, după care informațiile sunt trimise automat către cloudul virtual al clientului. În plus, produsul evaluează modul înconjurător și gradul de poluare. Adidas-ii 3D au fost expuși la Muzeul Viitorului din Dubai. Dezvoltatorii planifică să lanseze spre vânzare în 3 ani. Modelele vor fi lansate în două versiuni, standard și premium, iar costul acestora va varia de la 200 la 500 de euro. Acestea au fost știrile, dragi telespectatori, vă îndemnăm să rămâneți și în continuare alături de postul nostru de televiziune, astfel încât în grilă puteți urmări filme, seriale, emisiuni de divertisment, dar și analitice. Eu sunt Irina Boțu și vă mulțumesc pentru atenție!